Salutare tuturor și bine m-am găsit la o nouă serie de Minecraft modați. Astăzi vom juca Feed the Beast University, un modpack creat de băieții de la Feed the Beast, așa cum zice și titlul. E un modpack fresh, aș putea zice, lansat la mijlocul octombrie, dacă nu mă înșel. E un modpack care zic băieții de la Feed the Beast că te-ar ajuta să înțelege modurile mult mai ușor. Însă o grămadă de moduri care nu prea sunt folosite în celelalte modpack-uri, cum ar fi modul de rat, care este un mod destul de interesant. Practic antrenezi șoricei ca să facă tot felul de chestii. Avem din Magic, din modurile de Magic, avem Botania, Blood and Magic, Towncraft, Maut, Sukai, nu știu ce fel de mod este. Dar avem și moduri Basic, Extra Utilities, Forestry, Industrial, Craft, Immersive Engineering. Avem și RF Tools, Ender.io, nu lipsește mai nimic. Avem totodată un questbook destul de bine structurat și niște questuri destul de interesante. Sper eu să facem o bună parte din questuri, deși cam întotdeauna zic că o să mă țin de questbook și într-un final nu prea țin cont de questuri total. Bun, ca prin quest, ce am putea noi să facem e să ne găsim o zonă în care să ne construim o căsuță. Hai să adunăm niște blueberries, niște berries astea, nu blueberries, berries, ca să avem ceva hrană în caz că mergem mai mult. Astea sunt foarte, foarte bune pentru hrană. Avem și aici un chest, uite, din Random Things. Destul de interesant. Vrem și noi semințele astea, că poate nu ar trebui. Avem aici o sursă de lavă, nu este rău. Nu știu sigur dacă avem modul Tinkers. Nu este Tinkers Construct. Deci ar trebui să ne descurcăm fără Tinkers Construct în procesarea de materiale de început. Bun. Ce avem noi în questbook? Avem Welcome to the FTB University. Ne explică nouă despre mod, că este dedicat pentru a învăța playerii semi-experimentați în moduri mult mai complexe. Assumes you already have some basic knowledge. If you haven't, we recommend playing FTB Academy first. Deci în cazul în care nu știi mai nimic despre Minecraft modat, ei te îndrumă să joci FTB Academy prima oară și după aia să treci la mod pe acesta. To start out, just walk some distance from spawn. It won't ask you to push down 16 trees or anything. Just walk or run about 100 blocks from whenever you spawn. Bun. Deci, practic, nu ne va cere să stăm să spargem sute de copăcei, ci ne cere să mergem o distanță cam de 100 de blocuri de zona unde ne-am spawnat, pentru a mai încărca niște chunk-uri, pentru a mai cunoaște niște zone. Vedem că avem tot felul de biomuri destul de interesante. Undeva în partea aia, dacă nu mă șer, este un biom de zăpadă. Nu prea am vrea să ne facem casă într-un biom de zăpadă, ce-i drept, pentru că este un pic cam enervant să stai să curezi toată zăpada, nu poți să plasezi apă pentru că ți îngheață și chestii de genul, nu prea ne interesează. Bine, totodată poți să oprești procesul de înghețare a apei cu niște torțe lângă, da, totuși. Bun, ca prin quest aici avem What's an early game? Since this pack is monthly about complex mods, why bother with the early game grind? Ei ne dau o alegere. Să ne luăm o casă de început sau o casă moderată. Starting house. Modul ăsta este destul de interesant. Prefab se numește. L-am mai văzut prin modpack-uri. Pur și simplu îți dă cu ajutorul unui craft simplu, cum ar fi cuptoare, compressed stones, un pat, niște bundle of timber de ăsta, care este pur și simplu niște ață cu sfoară, niște sfoară cu lemn.
Făcând acest crafting, ei îți dau o matriță de casă de început și nu numai matriță, ci îți și construiește casa cu totul în momentul în care vrei să plasezi. Ideea este că ei ne dă să alegem între starting house sau moderate house. Vedem că moderate house este un crafting care este conținut din 3 starting house-uri. Așa că de ce să nu luăm ceva ce este mai ok decât să ne chinuim cu un starting house și după aia să ne schimbăm? Zic eu că ar fi ok să luăm direct moderate house. Bun. Acest moderate house putem noi să-l plasăm oriunde vrem în zona noastră. El are și o interfață destul de prietenoasă și destul de ușor de folosit. Pur și simplu dăm un click drept aici, ne alegem ce fel de casă vrem noi să construim. Avem casă de spruce, de acacia, Eden Home, adică un fel de cave, o casă cu pac și avem ideea, avem totodată opțiunile să adauge chesturi, mineshaft sau content în chesturi. Avem opțiunea de preview, să vedem cam pe unde ar veni toată construcția noastră. Ideea este că sunt destul de mulți copaci pe aici și nu prea avem ce vedea foarte mult. Click dreapta pe ce fel de bloc să aruncăm, să scoatem preview. Cred că ne mergem cu Acacia House, pentru că este destul de mare, este destul de încăpătoare. Asta e o țără cam casă în copac nu prea mă interesează, ăsta e prea pătrățoasă, zic eu. Acacia are și un model destul de interesant la el. Avem și o grădinuță, avem ceva copaci, zic eu că ar fi ok. Bun, hai să mergem să căutăm un loc pentru căsuța asta. Vrem să îl plantăm, să-l construim într-un loc în care să avem acces și la apă în caz că ne-ar trebui pentru craftinguri și la lavă, de ce nu? În caz să nu trebuiască să mergem undeva în subteran pentru a căuta lava. Bun, și dacă ne uităm pe hartă, vedem ceva zone. Văd una cu lava chiar în direcția aia. Întotdeauna o să mai adunăm ceva materiale între timp. Bun. Mergem și noi în direcția aia, ar trebui să fie o piscină de lavă, zic eu. Nu ne-ar trebui extrem de multă, dar nu strică să o avem prin prejuri. Și în direcția asta ar trebui să fie, uite, asta ar fi. Dacă vreodată vom avea nevoie și de lavă, avem tot timpul aici. Apa avem la câteva blocuri distanță în direcția aia. Mai avem și în partea asta niște lacuri micuțe de apă. Bun. Hai să construim și noi casa, zic eu, în direcția... În direcția asta este lavă, ca să stăm totuși un pic distanțați de ea, să nu ne afoc casa. Cred că în direcția asta ar fi ok. Dăm și noi un preview, cam așa ar arăta. Nu ar trebui să ne îngrijorăm de nimic din zona asta, pentru că totul se va distruge. Sau parte bună din lucruri se vor distruge în momentul în care se construiește. Hai să-i dăm și noi un build. Vedem că tot terenul ăsta se distruge, se generează altul. Avem deja cam tot ce ne trebuie aici. Ne-a luat ceva din saturație, din câte putem vedea. Avem și o grădinuță, avem și o intrare, avem uși gata puse. Am putea noi între timp să punem niște cartofi în grădinuța asta, căci chiar și morcovi. Morcovi îl punem pe tot. Deci ducem lipsă de mâncare de început. Bun. Avem aici o casă destul de interesantă. Eu am mai văzut-o gen în alte mod plăcuți. Avem chesturi, avem cuptoare în care avem deja niște cărbune pus, crafting table-uri sus la etaj. Nu este mai nimic, este pur și simplu o zonă în care am putea noi să construim ceea ce vrem. Avem un pat aici, să ne setăm și noi spawn point-ul. Și avem un subsol, un subsol care este plin de chesturi, plin de cuptoare, avem și ceva semințe, avem și un liliac pe aici capturat din greșeală.
în momentul creierii acestei... Și avem aici un chest cu diferite lucruri. Ce am putea noi să facem? Am putea să structurăm chesturile astea în funcție de materialele puse în ele și ăsta, de exemplu, putea pune toate semințele astea. Și de aici putem să luăm toate nebunile astea. Putem să punem armura direct pe noi. Avem un pickaxe de început, avem stone axe, avem lopățică, topăraș, tot ce trebuie. Bun, deci ăsta ar putea să meargă liniștită și la mâncare. Aici am putea face chestul pentru blocuri. Și aici am jos chestul pentru lemn. Avem și ceva torțe, avem și ceva pâine. Am putea să luăm totuși cartofiorii ăștia, să-i punem în, într-un cuptor de ăsta. Cel mai important, tot timpul craftați cărbunele în, într-o versiune mai mică pentru a nu fi rosit degeaba. Avem niște pâine, să vedem, putem să facem noi un toast din pâine asta. Avem vreo opțiune, avem honeyed slice, pâine cu miere, nu ne interesează. Avem sandwich cu șoarece, șobolan, nu. Domino's special. Asta ne dă bone meal într-un composter, crusher ne dă biofuel, dar dacă o coacem într-un cuptor, ar fi fost interesant să ne dea ceva bread, toast. N-avem opțiune de test, toast, nici de baghetă, din păcate, așa că strugească să o mâncăm simplă. Căutam versiunea de toast sau de baghetă pentru că n-ar mai fi dat niște puncte în plus la hungriness sau la saturație. Avem și o mină aici, destul de interesantă. Vedem că avem un chest aici cu toate itemele care s-au adunat în timpul construirii acestei mine. Ceea ce ne interesează pe noi nu este în chest, ne-ar interesa totuși niște fier, zic eu. S-ar putea să avem sus, în chesturile de sus, nu zic nu. S-ar putea să ne fi dat niște metale pe aici pe undeva. Poate am avut noroc. Nu, deloc. Niciun fel de metal, din păcate. Bun. Le avem pe ăsta de piatră, o să ne descurcăm probabil cu ele. Este timpul de noapte, ia să dormim ca să să ne salvăm și spawn point-ul. Avem acest atestă carticică Strange Dreams pentru că am luat acel vis cristal de prin subsol. Ce va trebui noi să facem este să mergem să facem râs de metal pentru că vom intra direct în minat. În minat, nu categoria de minat, ci nu știu cum să-i zic în momentul de față. Vom avea nevoie și de niște lemn. Totuși avem un noroc pentru că avem o versiune destul de interesantă de vein miner. Dacă nu mă înșel, îi zice Ultimine, scrie și în colț stânga, FTB Ultimine. O versiune de vein mine a băieților de la FTB, destul de interesantă. Hai să mergem totuși înapoi în căsuță să ne setăm noi aici cu journey map-ul nostru un waypoint, ca să știm pe unde avem casa în caz că plecăm prea departe. Și să mergem să facem rost de niște fier. O să-mi trebuiască niște fier și niște upru sau ceva. Dar avem de început. În mina aia n-aș intra momentan pentru că vreau să începem cu minatul destul de destul de frumos acolo. O să trebuiască să minăm pe model, zic eu, ca să fie tot ok. Uite, avem niște moss stone aici. Îl luăm pentru că nu știm din ce quest-uri ne cere moss stone. Și să fim siguri că l-avem pe acolo în caz de orice. Avem și niște sugarcane, avem și o mină pe partea aia.
Vreau și niște sugar cane, de ce nu? Avem niște torțe cu noi, perfect. Ia să vedem dacă găsim noi niște metale pe aici prin mina asta. Văd aici niște cupru. Și am mai văzut și pe partea asta, uite aici niște fier. Aici niște cupru. Vreau și noi o mânuță de metale. Da, pisica se cam plictisește, vă, că adunam și fierul ăsta de aici. Luăm și niște cărbune, de ce nu? Luăm și cuprul ăsta de aici. Pe partea asta nu prea văd nimic interesant. Asta ar fi mina, de puțin, câte 13 bucăți de metal. Zic că este de cât ok de început. Știu sigur că avem opțiunea de quartz, overworld quartz. Și asta o să ne trebuiască acum pentru început, pentru mulțirea metalelor. Uite-l aici, quartzor. Perfect. Asta da mina, dar să nu ne plin cu moaște prea curând. Deși n-ar fi asta o foarte mare problemă în momentul de față, căci avem o armură destul de micuță ca să ne protejeze. Pam, 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 cărbune și astea nu interesează, uite, coarț ne interesează foarte mult. Și uite, mai avem partea asta, o bucată, pentru că vrem să facem un grindstone. Grindstone, ne trebuie 3 bucăți de quartz. Cât avem? 3, perfect. Avem tot ceea ce ne trebuie. Hai să mai luăm cupru ăsta între timp. Avem și aici sus niște cupru. Și aici niște cupru. Mai mult cupru decât fier, culmea. Nu știu, cărbunea ăsta, hai să-l luăm, căci nu se știe când ne trebuie este. Bun, hai spre căsuța acum. Mergem înapoi să ne construim un grindstone și să începem să procesăm primele noastre metale și să le mulțim chiar. Ce aici? Asta ce vede? Lopățica. Asta are? Lol. Nu știam. Mai adunăm niște berici de astea, căci ele vor fi principalul nostru surse de mâncare acum de început. Sunt destul de multe, se spawnează aleatoriu. Am putea să ne facem și o grădinuță cu ele, destul de ușor. În direcția este casa, bun. Am ajuns a căsucă, bun. Hai să mergem direct în mină. În subteran, ca să construim acest grindstone. Pentru grindstone avem nevoie de o rotiță de asta de lemn, pur și simplu niște bețe. Bun, cărbune și stone normal. Bun, avem 3 bucăți de stone aici, perfect. Avem și niște cartofiori coți, gata, gata făcut pentru mâncat. Avem quartz, avem sugar cane. Sugar cane ar putea să meargă aici sus, semințele astea. Asta și cu lemnul, tot în partea asta. Partea asta putem să punem materialele astea. Aici unde avem cărbune, punem tot cărbunele, saltul și nether quartz-ul. De fapt asta o să ne trebuiască chiar acum, nu ne trebuie salvat. Ne lipsesc 2 bucăți de cobblestone. Pe unde am pus eu cobblestone normal? Nu, și noi 2 bucăți. Facem un quartz grindstone și o să ne trebuiască niște lemn să facem un cruc, cred că îi zice. Nu știu exact cum îi zice, știu numai crafting că vine de asta. Crank, nu, cruc, crank. Bun.
Asta am putea noi să-l plasăm în zona asta, să-i punem ud în crancul ăsta și să începem să înmulțim metalele. Uite, putem să facem crafting-ul ăsta pentru metalele neprelucrate. Pur și simplu adăugăm fier înăuntru și rotind acest mâner îl vom pulveriza în două bucăți. O bucată de iron ne va da două bucăți de iron pulverizat, ceea ce înseamnă că se dublează. Practic, pe noi ne interesează asta destul de mult acum la început, să dublăm materialele. O să trecem la o altă metodă de dublare cât de curând, automatizată, în momentul în care facem rost de ceva materiale pentru crafting. Momentan avem nevoie de câteva bucăți de astea de fier. Avem 8, haide. 10 bucăți. Bun, astea am putea să le punem la copt între timp. Mai mulțim puțin pe aici metalele, pentru că vom avea nevoie să facem un ciocan de la din Thermal Foundation sau Expansion, nu mai știu exact care ne va ajuta pe noi să minăm 3x3 și un trânocop de fier pentru a aduna materialele de pe lângă. O să vă explic în momentele ce urmează cam care ar fi cea mai ok metodă de minat pentru început. Am astea 16 și mai luăm câteva bucăți de cărbune. Bun, perfect. Punem toate cuptoarele la treabă. Hai să-l lăsăm așa momentan. Avem aici 5 bucăți de fier. O să ne trebuiască lemn, mult lemn. O să facem un felul următor, o să facem prima oară ciocanul nostru, Iron Hammer, din Thermal Foundation, da. Uneltele am putea și pe ele să le punem aici, căci nu ne trebuie. O să luăm lopățica totuși în caz că găsim clay sau pământ în mină. Să ne luăm niște pâine și niște cartofi după noi. Bun, quest book-ul nu ne-ar trebui. Noi o să ne trebuiască totuși niște torțe. Ca să le avem de rezervă. Perfect. Asta putem să le punem offhand. Luăm și fierul ăsta, luăm și fierul ăsta. Putem să mai craftăm în felul următor. Ciocan pickaxe. Și mai așteptăm pentru un ciocanel. Asta-i... stați un pic. Uneltele de aici. Asta să schimbăm noi crafting table-urile astea din vanilla în cele modate. Crafting station-ul. Le schimbăm pe toate. Sunt mai ușor de folosit și rețin itemele în ele în momentul în care le lăsăm. Față de crafting table-ul vanilla, de exemplu, dacă lăsăm lemnul aici, aici rămâne, nu? Nu se întoarce înapoi în inventar în caz că nu... în caz că ieșim din crafting table. Încă că este o mișcare destul de ok. Bun. Și am zis că mai facem un hammer. Bun, cam astea or să fie uneltele noastre de început. Avem să facem și o săbiuță chiar. De aia, de ce nu? Avem durabilitate mai mare, avem cam tot ceea ce ne trebuie. Hai să mergem să minăm pentru început. Nu știu dacă chestia asta e din vanilla, de-i prea OP, modul în care coboară scările așa rapide, repede. Pregătim și noi itemele aici, am luat și niște lemn în caz că ne trebuie un crafting table cu noi în mină. Bun, cea mai simplă metodă de minat, așa cum v-am zis, trebuie să mergem câteva blocuri în față, pentru că găsim chiar și diamante. Avem destul de mult noroc cu mina asta de la bun început. Bun, cea mai simplă metodă de minat pe care eu o folosesc, eu am învățat-o tot de la un băiat care juca Minecraft minat, este în felul următor. Minăm 4 rânduri într-o parte, 4 rânduri într-alta.
Și după aia mergem pe linia asta, 5 rânduri în față. Bun, punem o torță aici. Mai minăm în partea asta tot câte 4 rânduri, în partea asta tot câte 4 rânduri. Și tot așa. De ce minăm așa? Minăm așa pentru că unul la mână este un mod de minare destul de curățel. Nu lăsăm tot felul de gropi, dungeon-uri sau chestii care pot afecta mina noastră, ca de exemplu niște găuri unde ar putea să se spawneze monștri. Deci minăm câte 4 în fiecare direcție din cauza că torța asta are are o lungime, am putea zice, de luminozitate de 7 blocuri, dacă nu mă înșel, 5 blocuri. Deci dacă apăsăm noi F7, vedem că dacă scoatem torța de aici, zonele astea sunt întunecate, dar dacă o punem aici, se luminează fix până în capăt. Nu putem să mai mergem cu niciun fel de rând, din câte știu eu, pentru că în momentul ăla se va face acest X roșu, ceea ce înseamnă că riscăm să se spawneze monștri. Așa că dacă avem minereuri sau metale pe pereții ăștia, am putea să îi minăm și după aia să acoperim înapoi cu piatra, pentru a fi sigur că nu lăsăm niciun monstru să se spawneze. Bun, perfect. Uite aici, să venim frumos. În cazul în care nu aveți destul cobblestone pentru a acoperi, puteți să folosiți dirt sau puteți foarte bine să acoperiți numai zonele importante, cum ar fi exteriorul, pentru că asta nu ne-ar afecta. De exemplu, unde este ieșirea, am putea foarte bine să lăsăm o torță aici prin zonă și una aici prin zonă, ca să nu se spawneze monștri, deci este mai ieftin decât să consumăm foarte mult cobblestone. Pa, să venim aici cu un cobblestone și aici cu un cobblestone, perfect. Partea asta mai avem o zonă descoperită, cum am adunat mai înainte. Putem să adunăm toate metalele astea de pe lângă, nu ne deranjează, atât timp cât acoperim zonele și ținem mina noastră cât de cât ok. Bun, inclusiv acoperișul se poate proceda la fel, se acoperă numai partea exterioară. Mai avem aici niște fier de luat și acoperim tot așa partea exterioară. Bun, și așa ținem o mină noi destul de destul de curată și destul de aranjată. Avem și aici niște boron, asemenea și pe ăsta. Avantajul este că tot vom continua minatul în celelalte direcții și facem rost de cobblestone pentru a acoperi tot ceea ce distrugem prin partea asta. Nu înțeleg aici ce s-a întâmplat exact. Facem manual cu pickaxe-ul. Bun, perfect. Avem aici niște silver. Îl luăm și pe ăsta repede. Ne continuăm drumul. Începem încet să ne adunăm ceva materiale pentru primele crafting-uri care o să le avem noi. Acestea fiind un alloy smelter, cred că o să facem, sau un redstone furnace, depinde, vedem cam pe ce tot ce copăr de prin nuclear craft. Pentru că avem mai multe modele de metale pe aici. Un alloy smelter și un sag mill sau un pulverizer pentru înmulțirea metalelor. Cam asta ar fi primul pas al nostru în acest modpack. Bun, ia să vedem cam ce ne-ar trebui pentru un redstone furnace. Pentru redstone furnace este undeva pe aici, zic eu. Sau nu este? Nu cred că e scos. Furnace avem, furnace generator, alloy furnace, nuclear, așa, bla bla. Simple powered furnace.
totuși cred că mergem cu versiunea de a lui Smelter din Endrio, căci nu avem nici pulverizerul. Deci se scoate Alloy Smelter simple și una Sagmill, tot simple de început. Bun, pentru asta avem nevoie de Grains of Infinity. Pentru Grains of Infinity o să mergem repede, cam se termină timpul episodului. Primul episod, ca de obicei, o să fie mai lunguț el, pentru că descoperim modpack-ul și ne bucurăm un pic de acest questbook. Punem metalele astea neprocesate aici sus, punem andesite și ăsta aici, punem toate astea aici, căci nu ne trebuie în momentul de față. Mergem, căci avem nevoie de flint and steel prima oară, să și dormim între timp. Mergem să luăm niște gravel, facem rost de niște flint, avem fier și mergem să facem rost de Grains of Infinity. Bun. Vedem că grăinuța noastră începe încet încet să își crească semințele. Bun, bun, bun. Pentru gravel ar trebui să mergem într-o zonă de apă, căci de obicei e destul de mult gravel în adâncul apei, chiar și pe lângă, chiar și nisip, dacă o să avem nevoie. O să luăm și niște nisip, câteva bucăți, bă, și niște gravel pe partea asta. Nu ne trebuie foarte, foarte mult. Luăm și niște ink sac, de ce nu? Cred că am luat un pic cam mult. Bun, am luat deja gravel și am luat și flint and steel, ceea ce ne interesa pe noi. Să luăm niște sand cu noi de căsuță, căci nu se știe la ce crafting-uri ne va trebui. Bun, flint and steel, o să trebuiască să găsim o zonă de bedrock și să îi dăm poc. Berries, să ne uităm de berries tot timpul, unde le găsim, le luăm. Pam, pam. Încercăm să nu luăm damage în drum spre căsuță, că și nu este cel mai ok lucru de făcut în momentul de față. Bun. Ajuns acasă, avem gravel, sigur asta o ne trebuiască pe viitor la niște crafting-uri, avem sand destul, avem deja flint, păstrăm o bucată și mai facem o bucată de fier de aici, așa nu cred că mai am, corect, corect. De fier, le punem aici. Destul de mob drop să se fie aici sus. Bun, ok, ok. Meriți acolo, așteptăm după o bucată de iron. Flint and steel. Asta ar fi rețeta. Să coborăm înapoi în mină. Iar pentru a ajunge, suntem deja la Y11. Pentru a ajunge la bedrock, dacă nu mă înșel, s-ar putea să avem noroc să avem o versiune de flat bedrock, ceea ce ar fi un plus pentru noi, căci asta înseamnă că nu va trebui să minăm aiurea, pur și simplu ajunge la nivelul 0. Vedem că deja în momentul în care am trecut de nivelul 5 am intrat în modul Ender Eye Basis. Luăm fierul ăsta între timp, căci de ce nu? Da, avem flat bedrock, perfect. Minăm și noi o zonă de asta așa mai măricică. Și aici
și o torță de aici și aici. Perfect, zic eu că tot este ok. Bun. Rings of Infinity, să obținem felul următor. Dăm foc la tot bedrock-ul ăsta. El va produce o reacție destul de interesantă, care va produce Grains of Infinity. Așteptăm. Se aude un zgomot destul de interesant, ca și cum ar fi artificii. Asta înseamnă că acolo s-a produs deja Grains of Infinity. Chestia asta durează în funcție de, de noroc, nu este nimica sigur. E posibil să nu pice nimic, e posibil să pice, e posibil... Bun, 9 bucăți Grains of Infinity, zic eu că ar fi de ajuns pentru început. O să păstrăm zona asta, căci probabil o să mai avem nevoie de Grains of Infinity. O avem luminată, totul este ok. Bun, băi, cam atât pentru episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați și voi un like, un subscribe dacă nu știu prea multe. Ne revedem cât de curând cu un nou episod din FTB Ultimate University. University, va trebui să învăț chestia asta. Ultimate FTB University. Între timp mă găsiți și live pe YouTube seara după ora 20 și totodată mă găsiți și pe Discord, aveți un link în descriere unde putem să discutăm mai multe chestii despre mod pe acord de Minecraft și de ce nu să jucăm împreună. Să aveți o zi faină, pa, pa!